Big Time Rush, Beautiful Christmas aici la Vocea Armatei, 9 și 30 de minute, ca în fiecare miercuri o avem alături de noi în studioul Vocea Armatei pe Anda Găleanu. Bună dimineața, Anda! Bună dimineața! Și dacă tot este perioada aceea magică a anului în când suntem, sau cel puțin încercăm să fim mai buni, am rostit cuvântul, am înțeles. E bine și că încercăm în vrem să fim mai buni. Da. E perioada cadourilor și despre asta vom vorbi și astăzi la rubrica Arta de a fi autentic. Da. Îmi place așa perioada asta când ne readucem aminte să oferim. Asta pentru că în perioada aceasta de Crăciun, e mai aproape? Da. Sau ridică-l puțin mai sus. Așa, perfect. Se formează un egregor. Ce înseamnă egregor? Este ca atunci când mai multe persoane creează același lucru. Sau când mai multe persoane se roagă pentru cineva. Sau mai multe persoane susțin un proiect. Și din acest egregor, de fapt, nu din acest egregor, acest egregor este o imensă cantitate de energie care ne face pe noi să, cum ai spus tu, să fim mai buni, să fim mai darnici, să oferim. Doar că, dincolo de faptul că ne oferim cadouri materiale în perioada asta, noi ne oferim mult mai mult de atât. Că aici și vreau să ajung să vorbesc despre acea dăruire necondiționată. Și acum îmi vine în minte un clip video pe care l-am văzut la un curs, chiar despre dăruirea necondiționată. Pleca un copilaș la școală și a rugat-o pe mama sa să-i pună în pachet două. Să-i pună în pachetul, cum se face, ghiozdanul, să nu-i pună doar o porție, ci să-i pună două. Și a spus, mama sa l-a întrebat, măi, dar ce faci cu două? Astăzi mă întâlnesc cu Dumnezeu. S-a dus în parc, s-a așezat pe bancă, lângă o femeie care era astrăzii, să zic așa, fără casă. N-a mâncat pachetul la școală, ci în parc cu femeia. Și a scos ambele pachetele, unul l-a oprit pentru el și unul l-a dăruit femei. S-au bucurat. Au început să râdă, să creeze acolo o atmosferă frumoasă și când s-a întors copilul acasă, mama s-a întrebat și astăzi te-ai întâlnit cu Dumnezeu? Mama, m-am întâlnit cu Dumnezeu și ce crezi? Este femeie și are cel mai frumos zâmbet din lume. Femeia se întâlnește cu o prietenă de ei. Ce crezi? Astăzi m-am întâlnit cu Dumnezeu și mi-a oferit să mănânc. Astea sunt lucrurile simple pe care noi le dăruim zilnic persoanelor cu virgulă care ne întâlnim. Un zâmbet pe care îl putem oferi este un dar. Simpla noastră prezență într-o încăpere și gândul bun către celălalt este un dar. Mai mult de atât, noi oferim cadouri. Însă, noi dăm valoare acelui bun material. Cu ce încărcăm noi cadoul respectiv? Pentru că aud de multe ori când oferim ceva, nu trebuia. Sau nu ți-am luat mare lucru. Păi ba, ți-am luat mare lucru. De fapt, marele lucru este că eu m-am gândit la persoana respectivă să-i ofer ceva. Pe partea cealaltă spune, dar nu trebuia să te deranjezi. Da, vai, câți bani ai cheltuit. Aici este și intră în joc și tot o să spun a dărui necondiționat. Când oferim, să oferim nu din obligație. Mi-a făcut cineva un cadou sau mi-a oferit la un moment dat cine știe ce bun material. Am obligația sau am datoria de a-i face din nou, de a-i întoarce cadoul primit. Și în momentul în care cineva se gândește cu drag la noi, când primim acel cadou, să-l primim cu bucurie. Când spunem, nu trebuia, practic oprim acea energie să ajungă la noi. Și oprim inclusiv bucuria celuilalt
Da? Eu vin către tine și îți spun, uite, asta este pentru tine. A, nu trebuia. Deci mi-ai oprit, mi-am, tu, să zic, prin vorbele tale mi-ai oprit și mie bucuria și te-ai oprit și pe tine în a primi, a-ți crea și ție la rândul tău bucurie. Pentru că e un program, nu-mi trebuie nimic de la mine, de la nimeni, sau nu ofer, nu vreau nimic de la nimeni, nu dau nimic la nimeni. Și se funcționează, se merge, rulează programul ăsta la mulți dintre noi, însă să ne readucem aminte că la un moment dat ne dorim ceva. Și uităm. Uite, mi-am adus acum aminte că mă uitam la un moment dat pe internet și îmi doream foarte mult un cristal. Foarte frumos. Era din mai, constituit din mai multe cristale așa colorate. Am uitat. Am tot spus, o să-l cumpăr, acțiunea aia la viitor despre care vorbeam. După o perioadă de... Eu am emis dorința în univers. M-am detașat de acea dorință. La o perioadă de ceva timp, vine o prietenă la mine. Fix cu acel cristal. Păi atunci pot să spun și da. Eu că îmi doresc o casă, nu știu, poate. Dorește-ți o casă. Dacă am vreun prieten pe recepție care... Da, care să-ți ofere o casă. Dispune, nu? De... Da, da, da. Uite, chiar prietena respectivă este cel mai bun exemplu de... sau cel mai bun model de dăruire necondiționată. A dori necondiționat înseamnă că nu aștept ceva în schimb. În momentul în care ofer ceva, nu o fac peste nu știu cât timp, am pretenția de la persoana respectivă să mă ajute. Sau am pretenția de la persoana respectivă să îmi ofere nu știu ce, pentru că eu acum un an i-am dat, ori am ajutat, ori i-am dat bani împrumut, ori i-am dat cadouri, ori cine știe ce. Nu vin alte exemple, repede minte. Însă prietena aceasta despre care vorbesc, și pup, Dana, despre tine vorbesc, știe să facă cadouri de la nivel de ființă. Fie că se uită la un videoclip și transmite toată căldura sufletească pe care o are către persoana respectivă, acesta este un dar necondiționat. Fie că oferă un lucru mic, știe cum să-i dea valoare acelui lucru, astfel încât să aducă bucurie în sufletul celuilalt. Cunoscând persoana căreia îi dăruiești, da, presupun că știi cam ce și-ar dori, știi cum ar reacționa și probabil că nu trebuie neapărat să fie ceva de valoare. Exact. Pur și simplu un lucru foarte mic, da, dar să știi că îi va face plăcere să-l primească și da, îi va folosi. Da, fie și, și, fie și că noi cunoaștem persoana și că nu, să oferim din toată frumusețea asta pe care noi o conținem a sufletului nostru. Copiii știu să facă cadouri foarte frumoase. Copilul nu se așteaptă și nu vine la noi... îți place, nu-ți place, ci îți oferă și pleacă mai departe. Vine cu acel entuziasm și acea bucurie, uite, tati, mami și cine mai este în jur și a plecat. Dăruirea necondiționată. Sau în momentul în care cineva ne cere ajutorul, să fim acolo pentru persoana respectivă, fără să ne gândim că la un moment dat, stai că o ajut pe persoana aceasta, pentru că la un moment dat și eu o să-i cer ajutorul. Și ea trebuie să fie acolo să-mi ofere. Nu. În momentul în care noi dăruim, practic ne dăruim nouă. Și astăzi dăruiesc unei persoane pur și simplu pentru că mi s-a cerut sau pentru că așa simt să fac, la un moment dat ori să-mi apară și mie persoane care o să mă ajute. Pentru că nu este... Aici e o chestie foarte importantă să de reținut. Că nu tocmai persoana căreia noi ne-am oferit ajutorul va putea la un moment dat să ne ajute. Poate nu are abilitățile necesare, poate nu are timpul necesar, poate nu are nu neapărat disponibilitatea, ci efectiv nu se pricepe la lucrul respectiv. Și atunci dispare tot, când înțelegem lucrul ăsta, dispare toată supărarea. A, dar nu m-a ajutat cu Tărescu și eu acum un an l-am ajutat. Am mai avut mi-a venit acum un exemplu. O prietenă mi-a zis, a fost foarte drăgălașă, ea este așa și pe condiționat și pe necondiționat și o rugasem să mă ajute la un moment dat și îmi spune, am venit să te ajut pentru că și tu m-ai ajutat la un moment dat. Păi și dacă nu te ajutam, tu nu mă ajutai?
Ceva de genul. Noi funcționăm și pe condiționare și pe necondiționare, însă cel mai frumos este să oferim necondiționat pentru că vom primi necondiționat. De fapt, nouă ne oferim în momentul respectiv și, exact cum am spus, chiar repet, dispare orice supărare în momentul în care nu mai avem așteptare. Așteptarea respectivă că trebuie să primim și noi. Oricum, universul are grijă să ne trimită exact ceea ce noi ne dorim. Ceea ce știe că noi deja am emis ca dorință și ceea ce este benefic pentru noi, că uneori nu primim pentru că nu se aliniază cu ce... Nu e momentul. Nu e momentul, da, da, da. Foarte mulți oameni se focusează pe... Bine, există și partea asta materială, pentru că dăruim și pe material, însă foarte mulți se focusează doar pe a dărui material, fără să fie conștienți că îi dăruiesc mult mai mult de atât. Oricum o dăruiesc, doar că nu suntem de fiecare dată conștienți că dăruim mai mult decât bunul respectiv, bunul material. Și chiar azi vorbeam cu un prieten și îmi spunea, da mă, pe mine mă duce cu gândul că la cadouri. Și am spus, hai să-ți spun de câte ori tu mie mi-ai dăruit necondiționat. Și am dat câteva exemple. Mai țin minte când m-ai recomandat pentru, nu mai știu, chiar nu mi-aduc aminte, pentru, nu știu ce am făcut la momentul respectiv. M-ai recomandat pur și simplu. Asta înseamnă a dărui necondiționat. Nu te-ai gândit că la un moment dat și eu o să fac nu știu ce pentru tine. Și să ne dăm drumul așa și la dăruirea asta pe parte materială, să curgă prosperitatea, să vedem în ansamblu. Eu îți ofer ție un cadou, celălalt îmi oferă mie un cadou și dispare și zgârcenia. A, dar nu am suficienți bani să... fac cadouri tuturor. Dar poate din banii, bugetul respectiv pe care eu îl am să fac cadouri, pot să iau la mai multe persoane ceva pe care pot să-mi permit și pe care pot să-l doresc cu toată iubirea, tot entuziasmul. Și atunci se creează rețeaua asta, că de fapt asta e, acesta e egregorul de Crăciun și energia aceasta. Fiecare celuilalt. E rețea. Eu dăruiesc lui bunica, bunica îmi dăruiește la nepot, nepotul îi dăruiește unchiului și tot așa. Dar asta se întâmplă cu noi în întreaga societate, în întreaga lume. Și de fapt prosperitatea nu se termină niciodată. Și când înțelegem lucrul ăsta, o să dăruim cu mai multă deschidere, pentru că știm că vom primi. Nu acum, nu mâine, sau poate chiar mâine, sau poate chiar azi, însă întotdeauna vom primi când, după ce am dăruit. Dar să știm să și primim. Dacă, să nu blocăm. Dacă avem, dacă n-avem bani de cadouri, de exemplu, chiar în dimineața de Crăciun, este suficient prezența? Este suficientă prezența. Suficientă prezența. Este privirea aceea plină de iubire pe care, și de apreciere, de respect, pe care o putem oferi celui de lângă noi. Asta spun. Cadourile sunt, nu sunt neapărat materiale. Nu sunt neapărat materiale și cele mai frumoase cadouri sunt cele nemateriale. Cele din suflet. Da, cele din suflet, cele din întreaga noastră ființă. În momentul în care, uite, o susținere, de exemplu. Susții persoana de lângă tine și o încarci cu toată încrederea, este un cadou neprețuit. Mai mult decât i-ai cumpăra un parfum. Lucrurile materiale dispar la un moment dat, dar ceea ce, cum facem noi persoana cealaltă să se simtă, aia rămâne. Aia rămâne. Exact ce ziceam mai devreme. Trebuie să și cunoști persoana căreia vrei să-i faci un cadou și cunoscând-o, automat îți este foarte ușor să... Da. Da, da. Cu cât cunoaștem o persoană mai bine, cu atât ne este mai ușor. Însă cum ar fi să considerăm că toate persoanele de pe planeta asta ne sunt cunoscuți? Și atunci, ai văzut? Oferim zâmbete celor pe care îi cunoaștem și pe aia pe care nu-i cunoaștem. Da, nu te cunosc. Creierul nostru are mai mulți neuroni, nu numai unul. Și mai multe tipuri de neuroni, printre care și neuronii oglindă. Dimineața când ne trezim și vedem soare, ne dă o stare de bine, pentru că neuronii oglindă intră în joc și ne dă o comandă sistemului nostru simpatic și parasimpatic pe care îl avem.
La fel când mergem pe stradă, când vedem oameni așa încruntați, parcă instantaneu ne încruntăm și noi, că asta înseamnă neuron oglindă. Dar în momentul în care, dacă eu ofer zâmbet persoanei, mă întâlnesc cu 10 persoane pe stradă și le zâmbesc, deja le-am oferit ceva. Asta e, ce le oferim? Ce oferim? Uite, ne scrie Gabriel Calinic pe Facebook, cine își dă lui, își dă, cine își face lui, își face. Da, exact. Despre asta e vorba. Pentru că la noi, energia, am mai spus în alte emisiuni, energia pe care o emitem se reîntoarce la noi. Întotdeauna. Și nu se întoarce doar prin am oferit și știu eu că energia o să se întoarcă la mine. Nu, se întoarce prin ceilalți oameni. Întotdeauna. Prin fiecare. Dar omului care este foarte trist, da, pe care îl vedem pe stradă și îi zâmbim, da, îi schimbăm oarecum... Da, 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 prin acei neuroni oglindă. În momentul în care se uită la noi și am zâmbit, dar nu i-am zâmbit pentru că trebuie, ci am zâmbit pentru că îl apreciez că e om. Fie că îl cunosc, fie că nu-l cunosc, atunci și fața lui se înseninează, se luminează, da. Practic am făcut un cadou. Exact. I-am făcut ziua mai frumoasă. Exact, da. Astea sunt darurile nevăzute. Darurile văzute sunt cele materiale și darurile nevăzute este tot câmpul nostru energetic prin care noi oferim prin simpla prezență. Și astea sunt cele care rămân. Care contează, de fapt, cel mai mult. Da, care contează. Ne bucurăm și de lucruri materiale, dar ele sunt pentru un timp. Pentru un timp anume, limitat, că orice lucru material se deteriorează. Însă emoțiile, sentimentele, zâmbetele, felul în care am știut să oferim bucurie când am oferit lucrul ăla, acela material, rămâne. Da. Am mai întâlnit cazuri când, ia uite ce cadou mi-a făcut persoana respectivă. Da, parcă eu voiam altceva sau meritam altceva. Da, persoana respectivă poate atât și-a permis să apreciem simplul gest. Că s-a gândit la noi. Cum s-a gândit? Cum a știut să se gândească? Că nu e pe nivelul nostru de așteptare sau mai știu eu cum. Important este că s-a gândit și a venit și... pentru că încă un cadou nevăzut este timpul pe care noi ne-l oferim unii celorlalți. Faptul că persoana s-a dus și a cumpărat cadou, faptul că 5 minute și-a luat din timpul și prioritățile pe care le avea să se gândească oare ce-i cumpăr lui Cutărescu, s-a dus la magazin, a venit până la mine, este un dar prețios. Nevăzut, dar prețios și asta contează. Dar dacă primești un răspuns în momentul în care faci cadou cuiva, ceva care poate nu-i place sau mă rog, dar totuși ar trebui să aprecieze exact ce ziceai mai devreme și primești un răspuns, apreciezi efortul. Uite și asta, este decât nu-mi place sau nu trebuie să te deranjezi sau în gândul lui ce cadou de torahato. Scuzați expresia, vorbesc mai plastic, pentru că am tot auzit așa expresii de genul ăsta. Am primit, mai degrabă, da, apreciez efortul de a te gândi la mine, apreciez, pentru că e efort sau nu. Nu prea e efort. Sau, da, cum ar fi să curățăm acest filtru și să îl scoatem, că nu e, de fapt, un efort. Persoana respectivă a făcut pentru că îi place. Sau chiar și-a dorit să facă lucru. Că dacă nu-și dorea, nu făcea absolut deloc. Nu, nici măcar nu se gândea să vină către noi. Acum depinde și cealaltă persoană cum știe să dăruiască. Pentru că noi simțim când cealaltă persoană ne oferă din obligație sau doar pentru că trebuie. Știu că e ziua cuiva, trebuie să-i fac cadou. Și mi-am făcut datoria și obligația și gata. Chiar dacă este ziua cuiva, mă ofer acolo. Pentru că persoana respectivă înseamnă ceva pentru mine, nu pentru că e acea sărbătoare. Și dacă primim astfel de răspunsuri cu nu trebuia să te deranjezi, apreciezi efortul, cum ar trebui să primim aceste cuvinte?
să dăm la o parte că cealaltă persoană a făcut vreun efort, să nu ne gândim în locul sau să stabilim în locul persoanei că nu a avut bani, că persoana respectivă și-a cheltuit banii, pentru că dacă n-ar avea, nu ne-ar fi cumpărat. Nu avem așteptări că noi ne dorim un anumit cadou și am primit alt cadou, ci efectiv să ne deschidem toată ființa, fără a ne rezuma pe obiectul în sine, ci pe tot gestul. Adică percepția să fie mutată de pe bani și de pe obiect, ci pe a dărui, pe mulțumire, pe ființa, pe persoana cealaltă. Și atunci totul se schimbă. Se schimbă ceea ce, cum să zic, de fapt, din mine ce pleacă ca să pot să primesc de la celălalt. Mulțumesc că te-ai gândit la mine. Mulțumesc pentru faptul că prin tine primesc acest cadou. Îți mulțumesc pentru bucuria pe care mi-o poți oferi în această zi. Vorbele frumoase, urările de bine. Astea sunt cadouri. Fie că sunt și materiale. Da. Mai avem timp? Mai avem 5 minute, mai avem. Mai avem 5 minute. Eu îmi doresc prilejul acestei emisiuni și cu prilejul acestei teme de a dărui, să le dăruiesc și eu și am să mă uit numai la tine. Ție ți-am mulțumit până acum. Să le mulțumesc tuturor. Mă apuc emoțiile. Tuturor persoanelor care m-au urmărit până acum, pentru mine urmează o perioadă de concediu și aceasta este ultima emisiune, Arta de a fi autentic. Cine știe la anul cu ce proiecte noi vă voi surprinde. Îmi doresc să și vă doresc să vă deschideți inima pentru a fi în fiecare zi o variantă mai bună. Vă sunt recunoscătoare pentru toată energia pe care mi-ați transmis-o, pentru toată susținerea, pentru toate mesajele pe care mi le-ați dăruit, toate vorbele voastre frumoase, astea chiar mi-au adus o foarte, foarte mare bucurie. Vă doresc o stare cât mai mare de liniște sufletească în această perioadă de sărbători și vă iubesc! Ultima emisiune, mă rog, ultima rubrică Arta de a fi autentic pe 2019. Da, vom vedea la anul. Dacă tot ai zis că intri în Ce... concediu, ok, intrăm în Da. 2020 și ne vom reauzi și revedea. Da. Anda, ca o concluzie, nu doar cadourile materiale sunt importante, ci și simplul micul zâmbet pe care îl oferim oamenilor și starea de bine pe care le putem transmite, poate nu se recepționează, dar noi o transmitem și e practic un cadou. Da, într-adevăr, în momentul în care, și în momentul în care oferim un cadou material, să-i dăm valoare, pentru că noi dăm valoare cadoului acelui obiect, inclusiv tuturor obiectelor din casa noastră, să ne bucurăm că le avem acolo și să le încărcăm cu apreciere și mulțumire pentru că am reușit să ni le cumpărăm și să învățăm să primim tot ceea ce ceilalți ne oferă și să învățăm să ne dăruim nouă în fiecare zi, chiar și un te iubesc în oglindă, chiar și o plimbare, un ceai cald, pentru că astea sunt daruri pe care și noi ne le putem face singuri. Anda, îți mulțumim. Și eu vă Ultima mulțumesc. rubrică, Arta de a fi autentic pe 2019. Să ne reauzim cu bine la anul. Revenim la muzică. Facem o pauză muzicală pentru că mai sunt aproximativ 5 minute până la știrile orei 10 prezentate de Gabriela Ivan. Și până atunci, dacă tot este perioada aceea magică a anului, ascultăm un colind. Da.